sunt în Hotel Europa, gangul subteran minus 1, zona de spa, tratamente și alte rejuvenări. Uite, plec acasă. Și mai ales piscina, dar e deschisă doar până la 8 seara. Este 6 și 10 și eu acum vreau să fac multe videouri prin stațiune și aici e un sistem tare dubios cu liftul, trebuie să apeși direcția dorită și îți spune dacă e B sau C, scrie acolo, unde să aștepți. Și durează o vreme. Păcat că nu e și o scară. Dacă ar fi și o scară, da, măcar mai... Iată, recepție, piscină, saune, techirghiol, sală de fitness. Ritualuri faciale. Este 12 euro piscina. A venit și liftul meu. Mă pot vedea aici cu smiley face-ul meu, ca și cum mă duc la un rave party, dar sunt în Hotel Europa, un hotel pentru toate vârstele, dar din ce am remarcat, oameni mai în etate, pentru că, na, terapii. Și aici avem recepția. Și vreau să o iau prin spate, cred că pe aici. Opa, iar mă filmez pe mine aiurea. Dar măcar să fie treaba. Și să și narez în timp ce mă filmez. Hei, experimente. Aer condiționat, vă rugăm, închideți ușa. Da? Și o iau eu prin curticica asta frumoasă. Acum o să arăt curticica, dar încă am ciudățenia asta că mă văd oamenii că filmez, că nu e permis, deși având căștile și așa, nu mai e atât de evident că filmez. Pot să filmez în ziua de azi oricum. CCTV-ul e la putere, dar fiecare cu abordările sale psihologice, simțămintele sale. Să faci vlogging și să fii și rapid, să te coordonezi mână, gură, picior, într-un mod fluid și armonios, e ceva. Probabil că nu e pentru toată lumea, nu cred că sunt unul dintre cei mai buni vloggeri. Mă ajută vocea și uneori debitul verbal, dar conținutul narrativ cred că lasă de dorit din punctul meu de vedere, adică am o ideație spartă. Cum ar fi acum, eu vorbesc despre ideația mea în loc să prezint această frumusețe de hotel, care chiar își merită banii. Deci undeva acolo la etajul 9, în colț, acolo este balconașul meu măricel. Este o splendoare. Și aici avem acest tuia orizontal, care mie mi-amintește de copilărie. Vedem dacă sunt melci. În Neptun era plin de melci pe lângă tuia ăștia când eram eu mică. Mai sunt câțiva. Iată un melc. Este viu. Era plin de cochilii de-astea de melci când eram eu mică. Era plin, sute de cochile de melci de-ăștia pitici, nu de melci mari. A plouat, a fost ieri prăpădu. Un aer foarte proaspăt și foarte bun. Sper să pot ieși pe ușa aia. Dacă nu pot ieși pe ușa aia, n-o să fie chiar drăguț. Dar ce să facem? Fiecare cum poate. Pentru că eu acum sunt într-o explorare, că totul și cu acest microfon am încercat în Gara de Nord cu un cârlig, dar iată ce perspectivă. Adică vorbim aici în primul rând de perspectivă și arhitectură, că de fapt ăsta este interesul meu principal. Nu neapărat să vorbesc despre mine cu atât. Ah, ce bine că este ușa deschisă doar pentru clienții hotelului. Ah, și aici am pun... Nu se închide. Ce chestie. Nu-i nevoie să pui asta, deci poți să intri oricum. Splendid. Și acum către promenadă și plajă din Hotelul Europa. Este ceva. Și băncile astea ca înainte. Mă simt deja puțin copleșită să stau în hotelul ăsta atât de scump. Eu fiind o persoană mai modestă de fel. Și având această ideație a vremurilor de altă dată, când nu oricine făcea lucrul ăsta, nu-i pentru toată lumea. Trebuie să fii cineva cumva ca să stai aici sau să fi stat în trecut. Eu aici e prima mea experiență chiar să locuiesc. Am mai fost în vizită la o prietenă a mamei acum 3 ani când am făcut și un video și acum intrăm în euforie, adică o să fie, cred, o schimbare de perspectivă de asta majoră și frumoasă.
sau nu, rămâne de văzut. Mamă, ce or fi ăsta? Aici cred că era, ar fi trebuit să fie o, doamne, cum se cheamă, o țâșnitoare, dar nu mai are robinet, i-au furat robinetul. Păcat, arăta frumos. Aici se mânca pateu, parizăr și pâine. Mega old school. Imaginile astea erau și când eram eu mică, cu tot felul de oameni pe băncuțe sau pe plajă care mâncau, și apoi când eram în tabără, chiar și eu mai mâncam așa ceva când nu-mi plăcea mâncarea. Acum încă mai vezi în eforie. Depinde, cu de toate pentru toți. Eforie este o stațiune prietenoasă, aș spune. Adică chiar îmi place. I-au renovat aici și strada. Acolo se aude bum bum, păcat de tufișurile astea că nu vezi neapărat ce e acolo. Și acum începe uga buga, cum zic eu. Wow, cred că am explorat odată unde e fântâna asta arteziană. Era niște beton, cred că cu 2-3 ani, nu mai țin minte nici eu, Istanbul Original Kebab. Și aici e un drum către plajă. Hai să o iau pe drumul ăsta către plajă, direct de la, că asta era ideea. Ideea cu care pornisem când eram la spa, că am fost acolo să întreb cum e cu piscina, cu una alta, că de la recepție înțelesesem că trebuie să-mi fac rezervare pentru piscină, dar nu trebuie să-mi fac rezervare, doar dacă vreau tratamente adiționale și nu știu neapărat dacă o să am timp, dat fiindcă plec duminică. Ei, acum în eforie, în eforie profund, mai am niște videouri din 2016 și cu autoservia la Berlin și așa, adică vorbim de acum, wow, 8 ani, wow, acum 8 ani, au trecut 8 ani de când am filmat prima oară această stațiune pe canalul meu, canalul meu care e cam dubios. Acum, ce-i drept, n-arez mai bine, noroc cu poezia și cu învățatul limbii germane, că am mai structurat și eu narativul, să nu mai fie chiar atât de spart. Iată, aici avem un restaurant ardelenesc. Oh, pare, cum ar spune unii, autentic, autentic baby, frumos, terasă, ardelenesc, da, chiar miroase ceva aslană, adică miroase aslană prăjită în momentul ăsta, ceea ce e bine. Wow, da. Deci când eram acum 6 ani, drumul ăsta era plin de colace și alte minune. Acum s-au mai specializat. Ia uite, niște icoane frumoase. Briz, brizuri, nu mai sunt colace. Aici avem țigări și așa. Ar fi trebuit dacă aș găsi un chioșc cu ziare, dar nu cred că mai găsesc niciun chioșc cu ziare. Nu știu dacă există așa ceva în stațiune. Treptele astea nu sunt foarte prietenoase. De exemplu, nu pot să o aduc pe mămica mea la cei 75 de ani și la gabarit depășit. Să o aduc pe aici pentru că își rupe picioarele. Abia se târâie, săraca. Și nu e nici pantă de asta pentru un căruț, să zicem că ia un cărucior și o plim cu căruciorul, să vadă și femeia cum e faleza și ce-i pe aici. Ia uite, baclava, cataif, sombrero. Astea sunt astea tipice, era aici bere scol la 3 lei jumate. În 2000 sau 2 lei jumate în 2000. Wow. 13, 12, acum nu știu cât mai este o bere, oricum nu beau bere, dar așa ca idee, pentru că e cocleală. Uite aici încă este cocleală, autoservire magic. Ah, și acolo e Bellona. Asta mi-amintesc. Poate greșesc. Taxă WC 3 lei. O, Doamne, lupta mea cu WC-urile. Să plătești la WC mi se pare o dovadă de neplăcere. Că vrei să economisești banii aia, te ții, faci unde nu trebuie, nu este bine pentru nimeni să pui taxă la WC din punctul meu de vedere, dar ăsta e punctul meu de vedere, poate călit cu nemția. Cocleală full option. Ia uite, aici este și plaja, avem și plaja în hotels. Pe eleganță și rafinament. Deci ăsta a fost drumul meu de la hotelul Europa către plaja, eforie și Europa. Și aici avem 5 câini frumoși, 6 cai frumoși, dar au rămas 5 și sunt câini. Drăguț. Ce să zic, foarte drăguț. Hai să vedem cum arată plaja asta, măcar plaja, da? A, uite și al șaselea, și al șaptelea câine. Foarte interesant. Nu-mi vine să mă duc acolo acum. De la câini, poate să nu deranjez, că e proprietate privată. E aici un melanj, dar norii ăștia sunt cel mai frumos melanj. Au, și aici niște bumpere pentru mașini. Plajă, mașini, gunoi. Au mai rămas lucruri cu păstrează distanța de siguranță. Roti, chibla bună, adică orice aici este 10 lei la Ceylon Kebab. Nu știu ce sunt toate lucrurile astea.
Dar fiind frig, sunt 22 de grade acum și plouă și mamă, vine un tir mare. Deci cum o să treacă ăsta pe aici, e... rămâne de văzut. Ah, ce frumos. Și o să ia și pe la bumper, dar nu cred că îl interesează pe dânsul bumperul. Ah, mamă, ăsta e hotelul Pașa. Când le-am povestit unor cunoștințe că urmează să merg la Hotel Europa, mi-am făcut rezervarea asta la Hotel Europa din niște rațiuni tehnice. Am vrut ceva pe plajă, dar majoritatea ziceau plajă, dar erau la lac. Și nu le-am știut identifica, nici n-am avut timp, răbdare. Ei, și când am povestit, da, de ce nu te-ai dus la Pașa, că e nou deschis și are și all inclusiv? Și într-adevăr, la același preț de Europa aveam all inclusiv. Pașa Hotel. Și el. Sănătate frumos. Ăsta nu știu ce hotel e, Doamne. Ăla cred că e Bellona. Și avem și o autoservire, articole de plajă și plaja. Frumos, elegant. 2024. 14 iunie.